în atelierul dumneavoastră din strada Pangrati și pentru începutul discuției noastre v-aș ruga să ne povestiți care a fost prima legătură a dumneavoastră cu acest spațiu, cum ați venit în Pangrati. Primul artist care a lucrat în acest atelier, a trăit în acest atelier, a fost Pavel Codiță. Cu vreo 4 ani, dacă nu mă înșel, înainte de 89, Pavel Codiță a plecat la fica lui în Germania să-i facă o vizită. Ea era deja în Germania și n-a mai ajuns în Germania, a ajuns la Paris, de unde nu s-a mai întors. Cum erau vremurile atunci, atelierul a stat nerepartizat câțiva ani buni, pentru că nu doreau oficiale de atunci să dea un prilej artistului să rămână în Occident, sub pretextul că i s-a luat atelierul. Și atunci conducerea Uniunii a făcut o corespondență cu Pavel Codiță și l-a întrebat: uite, noi îți facem 3 sau 4 propuneri pentru un artist care ar trebui să intre în spațiu. Vreau să nu stea gol spațiu. Erau artiști mai, chiar toți 3 din generația lui, în afară de mine, care eram cu aproape 30 de ani mai puțin. Aproape. 25 de ani. Când a primit Codiță la Paris lista, i-a tăiat pe ea 3 imediat sub tot felul de pretexte. Unele erau hazlii, altele erau foarte serioase. Unul era pentru că era zgârcit, altul pentru că l-a făcut pe Ceaușescu, altul pentru că avea o soție care era prea obraznică sau ceva de genul ăsta, nu știu. Și o să intre Angel. E și mai tânăr și nu știu, se păruse lui că eu sunt în situația de a promite ceva. Dar mai era încă un motiv care cred că a funcționat mai mult decât tot ce am spus până acum. Faptul că Daniela, fiica lui cea mai mare, după ce a dat examen de vreo 3 ore și a picat la institut, a venit la mine și m-a rugat să o pregătesc. Eu am pregătit-o pe Daniela, care era o persoană, este o persoană, din punctul meu de vedere, inteligentă, cultivată, talentată, deoarecum obedientă, e scuzabil și lucrul ăsta, cu opera tatălui ei. Mai târziu, sigur, că ea s-a mai decantat, s-a mai limpezit și în felul ăsta eu am avut câteva aturi și am venit la Pangrati. Eram cel mai tânăr pictor din Pangrati. N-am putut să intru în atelier, că a venit Revoluția. Și aici a fost o zarvă mare de tot. Puseseră soldați pe aici când am intrat de câteva ori și nu puteam să fac nimic, nici nu se putea amenaja, pentru că erau mișcări de tancuri pe aici, pe stradă, au plecat revoluționare și au venit minere. Și tot așa nu puteam să începusem să amenajez. Știu că la un moment dat am rămas sechestrat aici pentru că nu mi-au dat voie să ies pe stradă, că la televiziune era ceva cu minere. Încet, încet a trebuit să asupăm găurile de la gloanțe care erau pe pereți, facem ușile, parte din ce era pe jos din parchet,
mă rog, să facă în așa fel să poată lucra. Codița a aflat de lucrul ăsta, am vorbit o dată cu el chiar la telefon, era foarte mulțumit că am intrat eu în atelierul ăsta. După aceea n-am făcut altceva decât să îmi reclădesc o nouă insulă. O insulă în care să te poți exila, în care să intri pe ușă și să te închizi și să poți să-ți construiești atmosfera care trebuiește, care te ajută să faci ceva. Pentru că aici Brâncuș avea dreptate când spunea nu e greu să faci un lucru, e greu să te pui în starea de a-l face. E, artistul cred că în primul rând trebuie să-și creeze această stare. Uneori vii la atelier și te tot învârtești aproape jumătate de oră și tot scurezi paleta, ba speli pensulele, ba mai dai cu mătura, faci ceva pentru cum face artistul, aproape ca un cabotin, care nu începe să vorbească pe scenă imediat, nu mă apuc, intru aici și ca sportivul, întâi îmi fac încălzirea la bară fixă, după aceea fac vreo 10 genuflexiuni și după aceea încep să pictez de la stânga la dreapta. Trebuie să intri în starea aceea. Uneori întâi citești sau întâi scriu și după aceea am senzația că e momentul să pot să pun mâna și pe scurele mele de aici, pentru că este o eroare, cred eu, să mai creadă cineva că artele vizuale contemporane se fac numai cu pensulă, cu pânză. Sigur că mijloacele convenționale, tradiționale, spuneți-le dacă vreți, ele trebuie să existe și au încă multe de spus, fără nicio discuție. Dar astăzi artele vizuale, mai corect spus, se face cu tot felul de scule, cu tot felul de materiale. Am alături aici o mică de bara în care sunt de la fiare până la lemne, de la plastic până la sârme. De altfel și ce am expus ultima oară în Franța, au fost printre lucrările alea, erau și niște obiecte, niște colivii înăuntru cu un simulacru de portrete sau uneori cu niște obiecte care își propuneau tocmai să simbolizeze o anumită stare pe care eu, cu care am vrut să înzestrez aceste colivii pe care le-am numit capcane pentru muze. Cum vedeți relația cu textul în universul artei dumneavoastră? Cu ce anume? Cu textul. Cu sexul? Cu textul. Știți, întâmplător, știți cum să spunem, un proverb românesc spune gura păcătosului adevăr grește. La mine textul este legat și de sex. Și o să vă spun și de ce. În sensul cel mai minunat al cuvântului. Din păcate, lumea și nu numai acum a lucrat cu prisosință la degradarea noțiunii, care de fapt trebuia să fie aproape angelică. Umblând prin literatura mare, prin muzica adevărată, o să ajung la o problemă care ține de implicația erotică, mai bine să-i spun, decât de sex. Că e mai bine spus așa decât vulgarizarea aproape a noțiunii. Și o să mă refer acum la antica poveste a lui Acis și a Galatei. Minunea asta din care o naiadă care este de fapt zâna unui izvor care curge de pe munte se transformă într-o încântătoare fecioară care se îndrăgostește de păstorul Acis. Cu siguranță sexualitatea trebuie să intre în datele ei civilizate și mai ales omenește, aș spune eu. Thank you.
avut o mare revelație acum vreo 30 de ani, iată cât de târziu, pentru că așa au fost vremurile, trecând prin poeți pe care i-am iubit, i-am divinizat și am dat peste Constantinos Cavafis. Eu mai silabisesc și în grecește, mama mea a fost grecoaică, poate și în amintirea acestei sorginți levantine pe care o am. Deci, papu, bunicul meu, din partea mamei, venit de la Cavala, iar bunicul tatălui meu a venit din Epiros, din Macedonia grecească. Acolo ei se numesc Vlahos. Eu sunt român și sunt foarte mândru că sunt român. Sunt foarte mândru că trăiesc într-o țară extraordinar de frumoasă, de câte ori vin din alte părți. Mi-aduc aminte de un vers al lui Lucian Blaga, care spunea Valahie reavănă grădină. Foarte frumos spus. Am descoperit în Cavafis ceva din el trăitorul în Alexandria, ceva, sau mai corect spus, reverberațiile pe care le trăiam noi în orașul nostru de pe malul Dunării, în Galați. Un oraș chiar al porțile Levantului, cu tot felul de nații în el. Un creuzet care, bineînțeles, că a încetat din fierbere în momentul când au plecat grecii, armenii, evrei. În atmosfera asta trăind, sigur că și ceea ce faci se implică, vrând nevrând, aș spune aproape, se insinuează în opera ta. Chiar dacă l-a început timid, chiar dacă l-a început neconvingător pentru cel care ar privi. Mai târziu, săpând pe direcția spre verticală asta, în adâncime, dacă Dumnezeu ți-a dat harul ăsta, căruia eu i-aș spune inteligență plastică, pentru că inteligența plastică este altceva decât inteligența filozofului sau inteligența fizicianului sau inteligența poetului. Deși ar trebui să spun iar aici un lucru care nu e al meu, evident. Spunea Hegel la un moment dat că dacă cineva se pricepe la una dintre marile ramuri ale artelor, el le va simți și pe celelalte în egală măsură. Nu le-ar face, le-ar simți, spune, și bine spune el ce spune. Alexandria a însemnat iar un moment pentru mine, vizita în Alexandria, că a fost făcut acum vreo 4 ani, destul de târziu. Toate la mine au venit mai târziu. Atelierul a venit târziu, copilul a venit târziu. Iubirea poate și a venit târziu sau poate n-a venit deloc. Cel care încearcă să-și gestioneze cu grijă, mai ales acest sentiment, cred că face o eroare gravă. Ea nu vine niciodată în chip văzut, cum spune Biblia. Va veni veacul de apoi, dar nu în chip văzut. Iar dacă veți auzi de războaie, de foamete, de boli, să nu vă speriați, încă nu este sfârșitul. Așa e și cu iubirea. Vine o iubire și ai impresia că e ultima. Poate nu e chiar ultima. Trebuie, poate, să fii pregătit și poate asta e pregătirea cea mai importantă, să uiți iubirea, dar să nu uiți dragostea. Cunoscând bogata dumneavoastră activitate didactică, v-aș ruga să comentăm puțin ideea de atelier în procesul de învățământ artistic, cum se numește, metodologic vorbind. Poate e mai bine că m-ai întrebat care au fost legăturile mele cu
latura didactică a artelor vizuale, pentru că mi se pare mai potrivit decât latura pedagogică, care are în mintea mea o conotație ușor mai vetustă. Cineva trebuie să arate cu degetul, să facă cu degetul și să spună asta n-ai voie, asta n-ai voie, asta n-ai voie. Deci începe cu ce nu e voie. Latura didactică de care vorbeai se naște din această didascalia grecească, care înseamnă îți spun ce ai voie, ce poți să faci, ce trebuie să faci, ce te ajută să faci. Deci în timp ce una construiește, cealaltă, n-aș spune că distruge, dar stopează. Pune la un nivel la care omul sau omului se potrivește mai mult în secolul ăsta noțiunea de pedagogie, pentru că el a învățat să trăiesc aproape după niște reguli mecanice. Partea de inventivitate se născuse din didascalia, din această legătură între profesor și învățăcei. Experiența mea de 45 de ani de profesor m-a făcut să văd și să trăiesc multe. În momentul însă când am ajuns la acele școli în care am simțit că mă adresez unor subiecți care sunt interesați de ce spun eu și nu ca dexteritate, pentru că am început să fiu profesor la o școală din Ferentari, unde un spirit mai pedagogic ar fi fost teribil de încântat să facă ordine. Nu, în scurt timp am ajuns în școală de specialitate. În momentul când ai de-a face cu aceste persoane interesate, și acum hai să trecem la lucrul cel mai serios, în universități, aia nu e o zicere pedagogică, eu îți spun ție și tu bagi la cap și îți fac și cu degetul. Eu discut. Este un dialog. Am dat exemplu studenților mei totdeauna o carte extraordinară lui Hermann Hesse, Jocul cu mărgeră de sticlă. Ce era această mărgea de sticlă? Era cuvântul care pleacă. Dacă el este receptat de cine trebuie, el se întoarce la mine îmbogățit. Sigur că dialogul în cazul ăsta se stabilește în principal cu subiecții care pot recepta ceea ce spui. E adevărat însă că acești subiecți își doresc să recepteze de la cineva de la care au ce recepta. Dacă cuvântul profesorului, dascălului, spuneți-i cum vreți, se duce exact pe zona de preocupări inteligente ale subiectului căruia sunt adresate, atunci se stabilește un dialog între cel care învață și cel care furnizează date. Dacă nu, atunci se spune că am trecut pe la clasa lui Costică. Ai trecut. Cuvântul e foarte potrivit. Nu cred că se poate, nu cred că se poate profesor de calitate, profesor adevărat, în sensul despre care vorbeam mai devreme cu această știință de a transmite. Un profesor fără experiențe personale. Atelierul nu este nici loc de vizite protocolare, nici loc de iubiri clandestine. Atelierul este locul în care profesorul se va chinui
de două ori cât un artist se chină odată pentru el și odată pentru cei cărora le vorbește. Astea fiind spuse, nu vreau să pară că altfel nu se poate. Au fost și profesori care erau mai puțin dotați ca artiști, creatori mai mici, dar care aveau darul de a aduce atât de aproape de fenomenul profund, încât știința lui, cum era Kandinsky, de exemplu, știința lui despre artă devine aproape o știință care ar cocheta chiar și cu științele exacte. Nu degeaba mulți dintre artiștii contemporani iubesc matematica. Eram iritat când veneau mame la mine și spuneam, știți, aș vrea fica mea să dea la arte plastice pentru că sunt cam prost cu matematica. Eu aș fi pus la examenul de arte plastice și o probă de elementară matematică. Se poate rezolva și el o ecuație de gradul 2 sau 3. Important este să iubești logica. Ce este o artă făcută logic, fără logică? Sigur, se plimbă astăzi în lume ceea ce se numește l'art brut, arta brută, așa numit-o Dubuffet prin anii 60. Dar această artă brută nu, poate să fie arta unui nebun, poate să fie arta unui total needucat. Dar în orice caz, individul ăsta, ca să ajungă la rezultatele acelea, dovedește tocmai această inteligență plastică de care vorbeam. Dumnezeu a dat harul ăsta. Noi făceam 6 ani am făcut până la urmă, 5 ani, 6 ani, până la urmă a ajuns 3 ani. Mă gândesc să nu fie, până la urmă să ajungă la un an ca școală de partid de un an pe vremuri, dacă vă ajuns aminte. Vedeam un tractorist și făcea școala de partid de un an și aici îți dădea și clasa a 7-a și, și ajungea, sigur. E, faceți deosebire între două zone. Lucrați întâi pentru stăpânirea mijloacelor de expresie, care sunt extrem de dificile la noi. Dacă poți fi un mare poet la 17 ani, un muzician la 6 ani, Mozart, al doilea fiind Rimbaud, și mai nu știu câte exemple pot să vă dau, plastician nu poți. Se vorbește despre Michelangelo cu tondoul ăla pe care l-a făcut la, nu știu cât, 14 ani sau nu știu cât, sau... Totuși e 14 ani. El, am fost profesor și la 14 ani și am văzut ce le umblă prin cap. Nu poți altceva decât să-l faci să facă ca tine, de la stânga la dreapta și cam atâta, pentru că în mintea lui încă nu s-a copt nimic. Una este să ajungi la stăpânirea mijloacelor de expresie și venea masterul, care înseamnă coagularea conceptului. Ce vrei să faci cu mijloacele de expresie? Ai ceva de povestit? Și nu spun greșit, povestit. La urma urmei, odată spunea Modest Moraru despre mine, în prima monografie care s-a scris despre mine, spunea despre pictura mea că narează. Și eu am recunoscut, da, eu povestesc. De ce să nu povestesc? Până și arta abstractă poate povesti, dar câte poate povesti? Acum, noțiunea de nou expresionism, că își caută și ei denumiri. Nu fac altceva decât să privească la lumea care este necontaminată de școală. Atenție! Este un lucru extrem de grav pe care îl spun acum și n-aș vrea să fie luat, știu eu, în cârcă de orice prost. Nu școala. Cum e făcută școala? Cu cine e făcută școala? Cu ce este făcută școala?
Ce își dorește să facă această școală din Tinerești? Pictorii care vând la fondul plastic? Păi să ne lămurim de la bun început. Nu oricine poate să fie pedagog. Nici profesor, nici dascăl, nici pedagog. Nu. Asta este o vocație și încă ceva. Dacă profesorul nu are farmec, nimic nu este. Vorba lui Apostolul Pavel spune că dacă aș vorbi în toate limbile pământului și pe toate le-aș cunoaște și dacă aș avea atâta putere, spune el, să mut și munții din loc, dar dragoste nu am, nimic nu sunt. Profesorul, dacă cine nu știe să iubească pe aceea din toată inima lui, din tot sufletul lui și din toată dragostea, nimic nu este. N-am spus-o eu. Munca de pedagog este o muncă grea, fără îndoială, obositoare, epuizantă uneori. Și cu toate astea, profesorul care vrea să fie cu adevărat profesor trebuie să vină cu adevărată bucurie la atelierul lor, să continue experiențele pe care cu bucurie a doua zi trebuie să le împărtășească cuiva. Altfel, rațiunea de a exista, și nu întâmplă să spun de a exista, într-un spațiu atât de generos și cu atâta tradiție, nu are sens. Atelierul de la Pangrate nu-ți pune pe umere epoleț de creator. Te obligă. Sigur că întrebarea este ce se întâmplă cu cei care nu și-au respectat obligația. O mai vedea în timp. Eu mă străduiesc acum și de un număr de ani după ce dintr-o întâmplare eram la Paris, am expus la Grand Palais și am luat premiul Academiei Franceze pentru un pictor străin. E un premiu important și imediat am luat premiul Fundației Taylor, tot de la Paris. Așa am fost căutat de niște galeriști, cu unii am rămas în relații, se decantează ca peste tot. Cu doi dintre ei am rămas în relații bune, expun în Franța destul de des pentru cât de zgârcit sunt eu cu expozițiile. Ultima expoziție am avut acum în aprilie. Galeristul a vrut să facă exact în luna în care eu am plinit 75 de ani. A fost, de fapt, urmarea expoziției de la Dallas, de aici, din octombrie. Iată, vedeți cât de puțin îmi vine să pomenesc expoziția de la Dallas. Muncește om în viață și, în afară de colegi care vin să te vadă, nu mai vine nimeni. Ministerul Culturii, nu știu cine mai e ministru, organele, nu știu cum să le spun, organismele care trebuie să ocupe de artă, nu există nicăieri. Așa că și eu și colegii mei, cu siguranță, ne căutăm locul și în altă parte. E un mare păcat, pentru că avem artiști foarte talentați, oameni extrem de serioși și extrem de bine educați și care uneori se ofilesc, aș spune, știi, într-o atmosferă lacomă de bani, lacomă de imagine ieftină, lacomă de bunuri cu care să se mândrească, dar de fapt cuvântul este să se fudulească. Și totul într-un fel de dospeală așa.
Da, de fapt, trăim într-o țară a cărei politică culturală este pentru non-valoare într-o proporție foarte mare. Da. Iată, acum mi-a venit în minte sonetul 10, parcă este al lui Shakespeare, într-o traducere extraordinară lui Ioan Frunzeti. Regretatul Ioan Frunzeti, care încheie în poemul care se numea Scârbit de toate ticna morții cer, spune în încheiere: ajuns am să trăiesc și această tristă vreme, să văd prostia dască la cuminți și adevărul rod al slabei minți. Thank you.